Localitatea este în prezent racordată la rețeaua satului învecinat, după ce soluția găsită de angajații primăriei a lăsat pe cei peste 100 de locuitori fără apă potabilă. S-a spălat, practic, forajul ăsta. Se vede, nu are o arsură nicăieri, deci... Varianta cea mai la îndemână a fost să toarne 120 de litri de acid sulfuric pentru a topi o cordelină ruptă și pentru a debloca astfel pompa. Edilul consideră că intervenția nu a afectat pânza freatică. Fiind pompa foarte jos, deci n-a avut efect acidul făcând contact cu apa, practic n-a avut nicio... Deci face o reacție de căldură, atâta se întâmplă și nu s-a putut realiza nimic. Trebuia pusă acidizare, adică încercarea a fost bună, soluția la care s-a gândit, doar că efectul a fost negativ în foraj. Când s-a injectat în sondă, el deja s-a diluat cu apa care era deasupra dopului. Comisarii de la Garda de Mediu au aflat din presă despre operațiunea cu acid sulfuric. Momentan nu avem date concrete și finale despre acest eveniment. Oamenii din sat s-au dezbrăcat ca o fântâni, care n-au apoi, când și-au animale multe, de tot timpul și de când eram noi mici, duceau apă de la un izvor de acolo de sat. Eu am avut, domnișoara mea, că am avut fântâna în curte. Nu dau fântâna mea din curte pe 700 de api. De la nimic. În prezent se instalează un sistem pentru a crește presiunea apei potabile în satul Câmpani, iar edilul insistă să demonstreze că apa localității e încă bună de băut. Dacă aș putea să scot și din foraj, cu siguranță aș bea-o tot așa.